În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și va merge înaintea Lui în Duhul și puterea Lui Ilie. Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 1, versetul 17. Preasfințite Părinte Episcop Petroniu al Sălajului, preacuvioși și preacucerici părinți și frați preoți și diaconi, preacuvioase Maică Sareță, preacuvioase Maicii Surori, iubiți credincioși și credincioase, în urmă cu 45 de ani, veneam în părțile Sălajului în toamna anului 1977 pentru a satisface stagiul militar în cadrul regimentului 4 mecanizat voievodul Gelu din Zalău. Au fost 9 luni binecuvântate de Dumnezeu cu trăiri și rugăciuni și stări duhovnicești deosebite în taină în cadrul unității militare, dar și la Ghireș și pe dâmbul Morii și Valea Miții. Am mai revenit în părțile Sălajului la Zalău în urmă cu 14 ani, la întronizarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu al Sălajului, colegul meu din anii de doctorat de la Tesalonic din Grecia. Am venit atunci în calitate de episcop al românilor ortodoxi din voivodatul lui Glad, din Banatul de Sud, Voivodina și întreaga Serbie, pe care am păstorit vreme de 21 de ani. Astăzi mă aflu pentru a treia oară în părțile Sălajului, la chemarea și invitația preacuvioasei Maicii Starețe Marina Stavropora, colega mea de mănăstire la Prislop, în obștea de acolo și de atunci, pentru a participa la acest hram înălțător al Sfintei Mănăstiri Bic și aduce în mod nevăzut în dar binecuvântarea preacuviosului părintelui nostru Arsenie Boca din chivotul Sfintei Mănăstiri a Prislopului, dar și din chivotul din adâncul sufletului meu. Pentru tot ce a făcut Maica Stareță, fiica Prislopului, și pentru tot ce ați făcut dumneavoastră cu toții ce adunați în jurul Sfinției sale. Aflându-ne astăzi la acest hram, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, 29 august, anul Domnului sau anul Mântuirii 2022, am început cuvântul meu cu cuvintele Sfântului Arhanghel Gabriel, trimis de Dumnezeu în templu din Ierusalim, în ceasul tămâierii, unde slujea vremnicul și sfântul preot Zaharia, viitorul tată al Sfântului Ioan Botezătorul, care este numit și proroc deodată cu dezlegarea limbii lui,
În ziua a 8-a după nașterea Sfântului Ioan, când i s-a pus numele cel vestit de către îngeri. Sfântul Arhanghel Gabriel îi spune Sfântului Preot Zaharia că fiul său care îi se va naște la bătrânețe, rod al zecilor de ani de așteptări și rugăciuni înlăcrimate, a lui și a soției sale, Sfânta Elisabeta, va avea o misiune unică pe pământ, fiind cel mai mare om născut din femeie, cum îl numește Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aceea de a merge înaintea lui Hristos, Mesia, în Duhul și puterea lui Ilie sau a Sfântului Ilie Tezvideanul, Sfântul Ioan Botezătorul fiind numit înainte mergător al Domnului, după cum și Sfântul Broc Ilie este numit înainte mergător al celei de-a doua venire a lui Hristos. Mai înainte de a căuta să adâncim aceste cuvinte, ce înseamnă misiunea Sfântului Ioan Botezătorul de a merge înaintea lui Hristos în Duhul și puterea lui Ilie? Aș dori să vorbim în câteva cuvinte despre înțelesurile teologice și duhovnicești ale unui hram în general și ale hramului acestuia în mod special. Hramul, iubiți credincioși și credincioase, este mai întâi o izvorâre a apei celei vii din stânga care este Hristos, precum a făcut prorocul Moise când a lovit cu toiagul în stâncă și a izvorât apă pentru adăparea poporului celui însetat după intrarea în pustiul Sinai și după trecerea prin Marea Roșie. Astăzi, întâi stăzătorul eparhiei Sălajului lovește tainic cu toiagul în stânca hramului și izvoare de ape vii cur și se revarsă peste sfânta mănăstirea aceasta și peste sufletele noastre ale tuturor. În al doilea rând, hramul este o pogorire din cer a manei celei cerești ca hrană duhovnicească prin cuvântul lui Dumnezeu, dar mai ales prin pâinea cerească care este trupul și pâinea cea vie care este trupul euharistic și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ni se revarsă de hram apa cea vie a Harului Duhului Sfânt, dar tot prin hram ne se pogoară și pâinea cerească, mana cerească a cuvântului Evangheliei lui Iisus Hristos, precum și pâinea euharistică a trupului și sângelui său dumnezeiesc. Hramul este în același timp o oprire a soarelui și a lunii pe cer pentru aproape o zi, minune pe care a săvârșit-o unică în istoria omenirii și a Bibliei, Iosua, urmașul lui Moise, atunci când se afla într-o luptă cu cananeii după trecerea Iordanului. A strigat Iosua către Dumnezeu: oprește-te tu, soare, deasupra văii Gabaonului, iar tu, lună, stai deasupra văii Aialonului. Așa citim într-un verset din capitolul 10 din cartea lui Iosua.
De hram se oprește soarele Hristos și luna Maica Domnului, deasupra sălajului, deasupra șibleului și deasupra Sfintei Mănăstiri, Sfânta Treime, de la Vic, de aici, unde ne aflăm cu toții astăzi în fața lui Dumnezeu. Mai departe, hramul ar putea fi asemănat cu pogorirea focului din cer de către Sfântul Proroc Ilie peste jertfa sa de pe muntele Carmel. Focul din cer se pogoară, harul Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt, se pogoară neîndoielnic la fiecare sfântă și dumnezească liturghie în duminică sărbători, dar și în zile de peste săptămână. Dar în mod cu totul deosebit, focul harului Duhului Sfânt parcă se pogoară precum pe Carmel la hramul unei mănăstiri, al unei catedrale sau unei sfinte biserici sau unui schit. Hramul mai este în același timp o adiere blândă și liniștită a Duhului Sfânt, precum în revelația de la Horeb, când Dumnezeu i s-a descoperit marelui proroc Ilie, în Duhul căruia și cu puterea căruia avea să vină pe lume Sfântul Ioan Botezătorul până în ziua de astăzi a tăierii capului lui, la vârsta de numai 33 de ani. Când Dumnezeu nu i s-a descoperit Sfântului proroc Ilie nici în furtuna sau vigilia care a fost simțită pe Horeb, nici în cutremurul care a urmat, nici în focul care s-a arătat, și abia a patra oară în adierea blândă și liniștită a Duhului Sfânt. Hramul este o adiere blândă și liniștită, pentru că ortodoxia și numai ortodoxia în esența ei este suflarea și adierea blândă și liniștită a Duhului Sfânt. Fără viporul catolic, fără cutremurul protestant, fără mai știu ce alte reverberații reformate sau neoprotestante, ortodoxia singura mântuitoare este adierea blândă și liniștită a Duhului Sfânt. De la Rusalii până la astăzi, până astăzi, și de astăzi până la parusie sau la a doua venire a lui Hristos. Adierea blândă și liniștită a Duhului Sfânt prin Biserica Ortodoxă, prin Ortodoxie și prin hramurile noastre tradiționale, creștinești, ortodoxe și, nu în ultimul rând, și românești. Trecând la registrul Noului Testament, am putea asemăna hramul unei mănăstiri sau unei biserici cu schimbarea la față a acelei mănăstiri în ziua hramului. Astăzi este taborul Sfintei Mănăstiri de la Vic. Astăzi este schimbarea la fața mănăstirii Vic. De aceea cădem și noi cu fața la pământ, precum Sfinții Apostoli Petru, Iacob și Ioan. Și spunem prin cuvintele Sfântului Apostol Petru: Doamne, bine ne este nouă să fim aici. Hramul mai este o reactualizare a pogoririi Duhului Sfânt a Cinzecimii, o nouă revărsare a limbilor de foc ale Duhului Sfânt de la Rusalii. Hramul mai este o reactualizare
aș putea spune în mod deosebit, o deschidere a ferestrei spre cer prin revelația din Sinedriu, din Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 55 și 56, unde citim că Sfântul Arhidiacon Ștefan, la sfârșitul predicii lui din Sinedriu, a văzut cerurile deschise și pe Iisus Hristos șezând în ceruri de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Și mărturisind acest adevăr pe care iudeii n-au putut să-l primească și n-au vrut să-l primească astupându-și urechile, l-au scos afară și l-au lovit cu pietre până l-au ucis. Deci de hram noi ne ridicăm ochii spre cer și cu ochii minții noastre îl vedem pe Hristos în ceruri, înviat și înălțat la ceruri, șezând de-a dreapta Tatălui. Iubiți credincioși și credincioase, am început cuvântul meu prin cuvintele Sfântului Arhanghel Gabriel despre Sfântul Ioan Botezătorul, care urma să vină în lume și a venit și a împlinit rostul său, rațiunea divină a existenței sale, ca nimeni altul, de a veni în Duhul și în puterea lui Ilie. Ce însemnează venirea Sfântului Ioan Botezătorul în Duhul și puterea lui Ilie? Nu sunt cuvinte omenești, sunt cuvinte de arhanghel, sunt cuvinte îngerești. Dumnezeu, Duhul Sfânt, trimițându-l pe Sfântul Arhanghel Gabriel din cer în templu din Ierusalim, în ceasul tămâierii preotului Zaharia, când poporul aștepta afară, precum sunteți dumneavoastră astăzi aici, afară de altarul acesta de vară și de hram, Sfântul Arhanghel Gabriel a fost inspirat de Dumnezeu să rostească aceste cuvinte despre Sfântul Ioan Botezătorul, că va merge înaintea lui Hristos în Duhul și puterea lui Ilie. N-a mai rostit niciun om așa ceva până atunci. Numai Arhanghelul putea și avea dreptul și mandat și poruncă să spună așa ceva. Ce însemnează faptul că Sfântul Ioan Botezătorul a venit în lume în Duhul și puterea lui Ilie? N-a venit în lume în Duhul și puterea lui Noe. N-a venit în lume în Duhul și puterea lui Avram. N-a venit în lume în Duhul și puterea lui Moise sau în Duhul și puterea lui Isaia, prorocul. Sfântul Arhanghel Gabriel spune că Sfântul Ioan Botezătorul va veni și va merge înaintea lui Hristos în Duhul și puterea lui Ilie. Ce însemnează Duhul lui Ilie și ce însemnează puterea lui Ilie? Duhul lui Ilie însemnează mintea clară, luminată și limpede, văzătoare cu Duhul a Sfântului proroc Ilie. Duhul înseamnă partea mentală, nous, gândirea, judecata, gândurile limpezi inspirate de Dumnezeu, pe care le-a avut Sfântul proroc Ilie Tezbiteanul în vremea lui și pe vremea idolatriei păgânești a regelui Ahab și a reginei Izabela. Iar puterea se referă la cuvinte și la fapte. Pentru că n-a fost suficient Duhul Sfântului Ilie. Duhul Sfântului Ilie s-a exprimat prin cuvinte
și prin fapte. Nu i-a rămas de la Sfântul Ilie nicio predică, ci doar cuvinte scurte, cuvinte esențiale, cuvinte care concentrează în ele însele volume de predici, biblioteci de predici, cuvinte rostite atunci, la începutul secetei de 3 ani și jumătate, când a încuiat cerul prin cuvântul său, cuvinte rostite către văduva din Sarepta Sidonului, cuvinte rostite pe muntele Carmel, când a poruncit preoților păgâni ai lui Baal, 450 și aia starte 400, să se dea la o parte. Nu putea să mărci Sfântul Bloc Ilie jertfa de pe Carmel în proximitatea preoților păgânești. Dați-vă la o parte ca să-mi pot și eu să mărci acum jertfa mea, zice Sfântul Ilie. Și atunci, după ce a restaurat altarul lui Dumnezeu de pe muntele Carmel, în vremea slujbei de seară, adică a vecerniei, a ridicat mâinile spre cer și a rostit rugăciunea cu tremurătoare prin care a pogorit focul cel ceresc. Dovada adevărului că Dumnezeul care va răspunde cu foc, acela este Dumnezeu. Și poporul, văzând minunea, a căzut cu fața la pământ, care înainte șchiopăta de amândouă picioarele și a mărturisit: Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Pentru că și astăzi, numai în Biserica Ortodoxă, Dumnezeu răspunde cu foc, cu foc autentic al Duhului Sfânt, peste jertfele care se aduc în locașul sau în casa lui Dumnezeu. Deci puterea lui Ilie înseamnă faptele lui, vorbele lui, cuvintele lui prin care vorbea Dumnezeu, când a mustrat pe Ahab și pentru uciderea lui Nabot, cuvinte prin care l-a îmbărbătat și încurajat pe Sfântul Elisei în ziua alegerii lui și apoi în ziua înălțării la cer în car de foc al Sfântului proroc Ilie. Sfântul proroc Ioan Botezătorul a venit în lume în Duhul și în puterea lui Ilie. De însă cel din tâi care a venit în Duhul sau i-a urmat în Duhul și puterea lui Ilie a fost ucenicul acestuia, Sfântul proroc Elisei. El chiar a îndrăznit să se roage, să ceară, când Sfântul Ilie i-a zis, știind că va fi înălțat de la el la cer: cere de la mine ce vrei să-ți dau, să-ți fac mai înainte de a fi luat de la tine. Și Sfântul Elisei, ca nimeni altul, în toată Scriptura a zis: Duhul care este în tine să fie îndoit, adică de două ori mai mult, de două ori mai puternic în mine. Și Sfântul Ilie i-a zis: greu lucru cere, dar nu imposibil. Dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa va fi. Dar dacă nu mă vei vedea, nu va fi așa. Și a fost așa pentru că Sfântul Elisei i-a urmat în fapte și în minuni Sfântului proroc Ilie Tezviteanu. Sfântul proroc Elisei a fost cel din tâi care i-a urmat în Duhul și puterea lui Ilie pe pământul lui Israel. A venit vremea după vreo 700 de ani a Sfântului Ioan Botezătorul. Cine astăzi însă mai este pe pământ în Duhul și puterea lui Ilie? Sfinții lui Hristos, Sfinții lui Dumnezeu,
Avem nevoie astăzi de oameni în Duh și puterea lui Ilie. Avem nevoie astăzi de oameni în Duh și puterea Sfântului Ioan Botezătorul. După cum Sfântul Ilie nu i-a fost teamă de regele Ahab și de Izabela, nici Sfântul Ioan Botezătorul nu i-a fost teamă, deși a plătit cu moartea, de regele desfrânat Irod și de Irodiada și de fica dezmățată acesteia, Salomea, căreia urmează mulți tineri și multe tinere, chiar și din țara noastră, chiar și în vremurile noastre, din nefericire. Iubiți credincioși și credincioase, am putea spune că Patriarhul Noe a venit pe pământ în Duhul și puterea lui Enoch. Am putea spune că Patriarhul Avraam a venit pe pământ în Duhul și puterea lui Noe. Am putea spune că Iacob, Patriarhul, a venit pe pământ în Duhul și puterea lui Avraam. Am putea spune că Moise a venit în Duhul și puterea lui Iacob. Am putea spune că Iosua i-a urmat lui Moise în Duhul și puterea lui Moise. Am putea spune că David i-a urmat în Duhul și puterea lui Samuel, prorocul, după cum am amintit că Sfântul Elisei i-a urmat în Duhul și puterea lui Ilie. Și Sfântul Ioan Botezătorul, în mod deosebit, prin cuvintele Sfântului Arhanghel Gabriel. Dar și Sfântul Apostol Timotei, episcop în Efes, și Sfântul Apostol Tit, episcop în Creta. Cred, n-am citit niciunde, nici în literatura patristică, nici post-patristică. Așa cred că Sfântul Apostol Timotei, episcopul Timotei, i-a urmat Sfântului Apostol Pavel în Duhul și puterea Sfântului Apostol Pavel. Chiar dacă n-a făcut călătorii misionare cât i-a făcut Sfântul Apostol Pavel, chiar dacă n-a scris nici măcar o epistolă precum cele 14 ale Sfântului Apostol Pavel, dar Sfântul Apostol Timotei a fost în Duhul și puterea Sfântului Apostol Pavel. Pentru că Sfântul Apostol Pavel a fost în Duhul și puterea lui Hristos, Domnul care i s-a arătat pe drumul Damascului. Aș vrea să spun, iubiți credincioși și credincioase, și preacucenii și frați preoți și preasfinția voastră, aseară m-am gândit, frământându-mi gândurile pentru cuvântul arhieresc și frățesc de astăzi, fiecare preot în parohia lui, fiecare preot în mănăstirea lui sau în schitul lui, trebuie să fie în Duhul și puterea episcopului lui. Episcopul trebuie să fie în Duhul și puterea mitropolitului său. Mitropolitului trebuie să fie în Duhul și puterea patriarhului tuturor ierarhilor. Iar patriarhul se cuvine să fie în Duhul și puterea sfinților apostoli ai lui Hristos, ca și mitropoliții, ca și episcopii sau toți arhiereii și chiriarhii. Iubiți credincioși și credincioase, trebuie să fiți și dumneavoastră ca și mireni și mirence în Duhul duhovnicului dumneavoastră, în Duhul preotului paroh al dumneavoastră, care răspunde de mântuirea sufletelor voastre în fața lui Hristos, arhiereul cel veșnic. Dar n-aș putea să închei fără să fac referire la mai mari orașelor și ai satelor, la conducătorii țării și ai județelor, conducătorii unei țări creștin-ortodoxe, trebuie să fie
în Duhul lui și puterea lui Mircea cel bătrân. Conducătorii țării noastre trebuie să fie în Duhul și puterea lui Iancu de Hunedoara. Conducătorii țării noastre trebuie să fie în Duhul și puterea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Conducătorii țării noastre trebuie să fie în Duhul și puterea lui Mihai Viteazu. Conducătorii țării noastre se cuvine să fie în Duhul Sfântului Constantin Brâncoveanu și așa mai departe. Dacă conducătorii țării noastre nu sunt în Duhul marilor voievoși și domnitori ai neamului și martiri ai neamului, atunci țara se clatină, poporul rătăcește, așa cum scrie în Evanghelie că Mântuitorul Hristos i-a pus milă de popor, de oameni din popor, văzând mulțimile, pentru că vedea că sunt precum o turmă fără de păstor. El a venit să fie păstorul cel bun, iar Sfântul Ioan Botezătorul i-a deschis calea. Iubiți credincioși și credincioase, dorim ca în vasul de alabastru cu mir de nard de mare preț al Sfintei Mănăstirii Bic, vasul de alabastru nevăzut al Sfintei Mănăstirii Bic, cu vasul de alabastru să înmirezmăm și noi, precum Maria din Betania, ziua de astăzi și locul acesta și hramul acesta. Iar Maica Stareță și toate maicile și surorile și toată obștia credincioșilor și a preoților din jurul Sfintei Mănăstirii acesteia, în frunte cu Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu, să vegheze ca să fie de-a pururi aprinsă într-întâmpinarea Mirelui Hristos, candela de Fecioară înțeleaptă și de Fecioare înțelepte ale obștii acestei Sfinte Mănăstiri și ale tuturor mănăstirilor și schiturilor și bisericilor din Eparhia Sălajului de Dumnezeu păzită și de Preasfințitul Petroniu păstorită în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preasfinția voastră, Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernici Părinți Consilieri, Preacuvioși Părinți Stareți, Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maistareți, Preacuvioși Părinți, Preacuvioase Maici, distinți oficialități, iubiți credincioși, îi dăm slavă lui Dumnezeu și Sfântului Ioan Botezător în această zi binecuvântată, chiar dacă a plouat un pic, dar nu prea mult, că văd, nu s-a pus lumea, nu s-a pus această ploicică, fiindcă e nevoie și pentru pământ de apă din cer binecuvântată. Mă bucur că este cu noi astăzi Preasfințitul Părintele Daniel și m-am temut că nu o să vină, pentru că este sănătatea măcinată de un diabet, de aceea doar a asistat la Sfânta Liturghie și nu a putut să vorbească în picioare. Are mult zel, însă sănătatea este încercată, să-i dea Dumnezeu sănătate de plin, să țină mult încă de acum înainte împreună cu noi și în lumea aceasta, fiindcă are un rol mare de îndeplinit. Despre Preasfinția sa știam de când eram student, fără să-l fi cunoscut, fiindcă publica sub numele de Daniel Stoinescu, numele de familie, în revista Banatului, când era doctorant și în alte reviste, însă l-am întâlnit prima dată în 1993, am plecat la doctorat în Grecia și am aflat că își făcea acolo doctoratul la Tesalonica, alături de alți părinți din țara noastră și am urmat studiile la același profesor, la patologie. Acel profesor numește Theodoros Zisis, un de mari patologi ai Bisericii Greciei. În calitate de coleg l-am vizitat la mănăstirea Prislop, unde era duhovnic, și am să aminte atunci că părintele nostru, eu sunt târgu mureșan, și părintele Nicolae Steza, care era din Făgăraș, deloc,
mereu vorbea despre Părintele Arsenie Boca și vizitându-l pe Preasfințitul atunci, m-a rugat să mă duc să văd mormântul acelui părinte. Nu exista atunci fenomenul de astăzi, nu era cunoscut, nu era multă lume atunci la mormânt. Însă, cu vremea, a devenit tot mai popular între călugări, între mireni și este un adevărat cult al acestui părinte. Am fost la mormânt și m-am plinat, între timp am fost mutat din locul acela în altă parte și pentru că am fost cu maica stareță, coleg la facultate, un an de zile la Sibiu, m-am gândit acum, ca să vină Preasfințitul, să ne invite maica și dacă cumva nu vine, că nu-i permite boala, s-o refuză pe maica și nu pe mine, dar ce v-a sunat maica. Apoi m-am bucurat să aflu că acceptă să vină, am discutat sinod, m-am bucurat foarte mult și astăzi ne-a adus și ne-a vorbit cu cuvânt și putere multă, aducând și mângâiere, arătând și carențele societății de astăzi și ale celor românești, pentru că, din păcate, există pe lângă multă binecuvântare în țara noastră, care a dat mulți sfinți și sunt multe sfinte moaște și păcate. Noi trebuie să luptăm cu acestea, să le îndepărtăm de noi, dacă nu putem, din viața altora, cel puțin din viața noastră, că în funcție de faptele noastre vom da răspuns bun în fața judecății lui Dumnezeu. A fost Preasfințitul preot, paroh și la Densuș, acum se numește Densușanu, și dacă țineți minte, după 90, biserica din Densuș apărea pe o bancnotă. Este de 5.000 de lei. Este cea mai veche biserică de zid transformată dintr-un templu păgân într-o biserică creștină. A fost și acolo preot, după aceea a fost vicar la Timișoara, a fost preotul unor din Serbia 21 de ani. Acum, din cauza sănătății mai șubrezite, este acelor vicar al episcopiei de Veșunedoare. Ne rugăm însă să-l ținem cu sănătate, mulțumindu-l din nou pentru prezență, pentru cuvântul bogat, frumos, cu putere multă rostit. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți, să ne întoarcem toți la casele noastre mai buni, cu binecuvântarea Sfântul Ioan Botezătorul, puterea și Duhul Sfântului Ilie. Amin. Preasfinția voastră, preasfințite părinte Petroniu, episcopul nostru drag al Sălajului, preasfinția voastră, preasfințite părinte episcop Daniel, părinte povățuitor, mi-a pregătit pe toate maicile tinere de la Preslop pentru facultate și am fost frați la Sfânta Mănăstire Preslop de suflet. Preacucent, preacuvioasă, părinte Exar, preacuvioși, părinți tariți, preacucernici, părinți consilieri, preacucernici părinți, preacuvioase maici, starețe și iubite maici, soroci, iubiți credincioși și distinse oficialități. Ce să zic eu, iubiților? Vreau să vă spun că bucuria asta care avem astăzi și am eu personal, m-am gândit așa, nu cumva să fie înainte de sfârșitul meu așa o mare bucurie. Dar dacă Dumnezeu mai ține zilele, vor mai fi în continuare câta vrea El. Dar asta e o bucurie pentru noi toți și oștia Sfintei Mănăstiri să avem doi ierarhi și mai ales prezența Preasfințitului Daniel și părintele nostru Petroniu, episcopul nostru drag. Iubiților, le mulțumesc din suflet Preasfințitului că l-a primit cu drag Preasfânt Daniel, Preasfânt Daniel că a venit cu drag la noi și preacucernicilor părinți care și aseară a fost în sobor mare și bunilor buni și drept credincioși creștini, sălăjeni și din alte părți. Aseară, adică la Sfântă Mărie, când am văzut curtea plină și livada plină de lume, mă gândeam, Doamne, adu-i pe creștini să fie și la Sfântul Ioan,
când ori veni preasfințiții, să nu fie curtea goală. Și Dumnezeu v-a ajutat și ați venit și ați umplut-o și astăzi. Să-L bucurăm pe Dumnezeu, pe Sfântul Ioan și pe preasfințiți, că s-au jertfit pentru noi și ne-au adus mângâiere și har dânșilor de ierarhia lui Dumnezeu. Așa m-a amintit preasfințitul Daniel, să pun la suflet că am mai avut o bucurie, numai că eu a fost ieri. În mijlocul nostru l-am avut pe înalt preasfințitul Serafim, din Germania, a Bisericii Ortodoxe din Germania. Așa că de sâmbătă a început la noi hramul. A fost tot o sărbătoare, ierarhi, binecuvântare și rugăciuni. Iubiților, să ne fie de folos, să ne ajute Dumnezeu ca de azi înainte, cum am spus și la Sfântă Marie, așa să vă fie viața de aici înainte, cu toate grelele încercări care le avem toți, și țara, și lumea întreagă, și personal fiecare, să ne fie un duh de rugăciuni, cum spunea preasfințitul astăzi în predică. Așa să ne fie viața înainte, țineți minte aceste clipe și iubiți rugăciunea, iubiților. Iubiți rugăciunea, că iubind rugăciunea, îl iubim pe Dumnezeu. Preasfințiile voastre, încă o dată, nu sunt multe, că nu mă mai pot opri. Vă mulțumim din suflet și vă rog să primiți un modest dar de la noi, preasfinția voastră, preasfinție Părinte Petroniu, că acum, cum să le dau, nu le dau eu în sala de mesi la preasfințiți, vi le dau aici ca să vadă lumea că am făcut și eu ceva, un grăunte de atenție, să rămână și la mulți ani. Să-l...